Neașteptat în Cuba, unde a fost oficiată în premieră căsătoria unui transexual. Spre uluirea presei, mireasa a apărut la oficiul stării civile, ținând un steag în culorile homosexualilor. Niciodată nu s-a mai văzut o astfel de scenă în statul comunist. Ba mai mult, căsătoria a avut loc chiar de ziua lui Fidel Castro, fostul lider al Cubei. În semn de mulțumire, mireasa a spus că mariajul n-ar fi fost posibil fără ajutorul fiicei lui Castro, Mariela, șefa Centrului Național de Educație Sexuală, care a militat pentru deschiderea față de homosexuali în Cuba. Observa